Dragi cugeni, am ajuns pe strada clinicilor cu camera de la vederi să vedem cu ochii noștri, prin ochii noștri să vedeți și dumneavoastră ce se întâmplă pe aici în ultima vreme. Am luat decizia asta pentru că am văzut un live făcut de deputatul Emanuel Ungureanu, un live groaznic, o să povestim împreună cu dumnealui în această seară, în care ne arăta un circuit foarte stupid al hranei în Spitalul Clinic Județean de Urgență, dar nu despre asta, vom discuta foarte multe. Dacă tot am venit în acest spațiu total neadecvat pentru aceste vremuri, pentru tot ce se întâmplă aici, o să ne uităm la mai multe lucruri. Începem chiar de la intrare cu bariera asta frumoasă și vreau să-l introduc acum în discuție pe Manel. Bună ziua! Poate că simbolic suntem chiar în locul de unde ar trebui să începem să avem o discuție profundă despre ce se întâmplă în zona clinicilor. Aici sunt tratați nu doar clujenii, ci mii de oameni care vin din țară. Suntem chiar în spatele, în fața mașinii. Și azi, tot simbolic, să remarcăm că simbolic, ca în România, șeful își pune mașina exact aici, unde trebuie să fie șeful, nu? Da. Teoretic, aceasta nu este mașina șefului. Mașina șefului este ceva cu sus, Iisus, ceva, nu mi-e foarte clar. Foarte credincios, domnul? E foarte credincios, ca toți cei care gestionează sistemul sanitar astăzi. Numele dumnealui este Petrică Șușcă, este contabil de profesie, economist și ea prin rațiuni pe care nu le înțelegem, dar ele se referă la gulere albe cu siguranță și la decizia lor, a fost transportat aici pe funcția de director general al Spitalului Clinic Județean de Urgență, de unde face ce vrea dumnealui. Aici e foarte important de văzut această mașină de lux. Această mașină de lux, nu știu dacă am voie să zic ce este, dar îi puteți spune, este o Skoda de lux. Reprezintă, de fapt, contrastul imens între modul în care înțelege Șușcă managerul spitalului să se ocupe de el și de afacerile lui și de viața lui și de clanul din care face parte și cum arată marea majoritate a clădirilor de aici. A, niște dărăpânături. Deci aici este mașina cu care nu știu ce se transportă, că sigur nu se transportă mâncare. Eu cred că numărul poate fi arătat pentru că este un număr a unei mașini care este pe spital. Deci cumpărată din banii publici. Deci cumpărată din banii publici. Nu vorbim despre o altfel de mașină. Sunt foarte curios dacă domnul Șușcă a venit cu această mașină astăzi. Deci, eu cred că ar fi interesant să mergeți până la birou și să întrebați dacă a venit cu această mașină sau dacă a venit cu mașina personală. Care domnul Șușcă nu discută cu noi, nu ne răspunde la telefon. El discută prin comunicate de presă pe care le plătește. Comunice cu mass media. Când a comunicat cu dumneavoastră. Pentru că este plătit din bani publici ca mine. Nu face exact. Haideți să... Foarte important contrastul. Da? Deci am pornit de aici. Da? Mașina frumoasă. Mașina frumoasă pe care... Să filmăm un pic și aceste minunate... Este zona de chirurgie 1, ca să înțeleagă clujenii. Pe aici vin mașinile care transportă urgențele. Ce trebuie să vedeți este că această zonă a fost plombată de curând. Dacă vă amintiți, de foarte mult timp eu am filmat gropile de aici și tărgile cu pacienți care circulă prin această curte. Oricum nu arată deloc bine și aceste plombe care s-au făcut. Arată ca la țară, dar bine că le-au plombat. S-au făcut, erau adevărate cratere. Este această locație, în acest moment, mai este utilă pentru demersul medical care are loc aici? Dăm un lucru legat de haos. Uitați-vă cum se strecoară ambulanțele care vin cu persoane de la UPU. Uitați-vă rugina de pe ele, deci o să vedeți că toate au 600-800 de mii de kilometri, deci sunt ruginite. Și uitați-vă oamenii cum sunt lăsați să împiedice accesul aici. Deci haosul este generalizat. Nimeni nu știe cui aparțin aceste mașini, care sunt șmecherii, care au voie să parcheze aici. În capătul celălalt este ceea ce se numește ironic pavilionul nou. Cândva pe vremea austriecilor, probabil a fost clădirea cea mai nouă. În spatele acestei clădiri am filmat și am trimis către primărie și către poliția rutieră acum câteva zile o întrebare legată de o mașină care a blocat accesul la 3 ambulanțe timp de o oră. Vreau să vă spun, cu toate că s-a dat un telefon la 112, nici până la această oră nu m-am lămurit ce fac autoritățile cu aceste mașini care blochează accesul pentru
ambulanțele sau pentru cei de la SMURT care vin de aici, de la UPU. În 2018, asta spuneam, toate aceste lucruri se întâmplă într-o locație extrem de aglomerată, dragii mei, foarte aglomerată, unde accesul este dificil și unde oamenii de bine ai Clujului, mari strategi, de la OMF în jos în sus, decid că în continuare lucrurile trebuie păstrate așa. Bun, haideți să ne uităm la un lucru catastrofal. Aceste clădiri pe care le vedeți aici, în față este nefrologia în capăt, sus este oftalmologia, dermatologia. Aici este medicală 1, acolo este ginecologia, fosta moșia lui Stamatian. Este foarte important să înțelegeți geografia locului. Ei, n-o să ghiciți dacă vă întreb unde este locul în care sunt depozitați morții. Nu știu unde sunt. Deci este absolut incredibil. Sub aceste scări, și o să vă rog ca să veniți cu mine, sub aceste scări sunt depozitați morții. Acum 30 de ani, în mod absolut logic, fiecare clinică de aici avea o cameră mortoară, o cameră frigorifică, da? Și seara se anunța decesul. Da. Decedatul era dus într-o încăpere până a doua zi când veneau cei de la pompe funebre și se ocupau de cadavru. Astăzi, în mod absolut îngrozitor, să presupunem că cineva decedează la medicală 1, stă acolo 2 ore, da, până vine IMEL, se fac formalitățile și niște infirmiere, o să vedeți de unde, împing, dacă este cineva mai corpulent, cum sunt eu, da, împing cadavru pe o rampă care este, o să vedeți, îngrozitor. Și îl aduc aici prin curte. Atenție! Deci, mortul împins de infirmiere, atenție, aceleași infirmiere spală la fund bolnavul, duc mortul, duc mâncarea la bolnav și uneori o să vedeți imagini incredibile. La chirurgie 3 am imaginea cu un infirmier care intră în sală și ține depărtătorul la bolnav din cauza că nu era asistent în sală. Deci, o să vedeți de ce această rampă este importantă, pentru că deputatul Ungureanu a filmat săptămâna trecută, niște imagini absolut șocante cu infirmierele care trebuie să coboare pe rampă mâncarea pentru bolnavi, ținându-le în contra greutate, alte două, și după aceea să reurce tăvile alea pe căruți, pe în același loc, prin același circuit, pe unde vin și morții, pe unde ies și materialele. Și gunoaiele și... Absolut tot. Suntem deja în zona minată. Da, suntem, da. Să ne uităm puțin ce frumos se îngrijește economistul Petrică Șușcă de această zonă, de trafic. Nu este atât de important pentru dumnealui să asfalteze aici. Suntem ca și cum am fi pe uliță de țară, dragii mei, dar el are timp să-și cumpere mașină nouă. Uitați pe aici, intră cine vrea. Uite, eu chiar o mașină la Consiliul Local Cluj. Ne bucurăm să vedem... Duce. Nu duce pe nimeni, cine știe ce aduce. O pilă, probabil. Păi să vedem că merge, cred că, spre ginecologie 1. Peste tot dărăpânături, chestii rupte, aruncate. Mizerabil peste tot. Țigări, în spitalul. Deci aici este locul, fumoarul oficial al tuturor. Să observăm de asemenea că pentru șmecherii din interiorul acestui stabiliment există locuri de parcare dedicate. Da? Să vă uitați că și aici se parchează fiecare, dar trebuie să fii șmecher ca să poți să parchezi unde vrei. Este o parcare centrală dedicată. Ne ducem către zona pe care am filmat-o în mai multe zile consecutiv. Și de ce fac aceste live-uri? Trebuie să înțeleagă toți clujenii. Chiar, de ce? Ca să nu spună cineva că truchezi. Când faci live pe Facebook, practic tu nu ai cum să decupezi imaginea. Să photoshopezi, să editezi. Exact. La momentul în care ai intrat în live, dacă vrei să-l închei, se încheie în momentul în care ai apăsat tu pe un anumit buton.
Și ca să nu se spună, nu știu, că manipulez, că încerc să coafez realitatea. Practic, eu încerc să aduc clujenilor în atenție că acesta este un spațiu comunitar. Bună ziua! Sunteți de la Consiliul Local? Nu. Nu? Consiliul Local Căpușul Mare, de aceea am numele. E mașina Consiliul Local? Da. Da. Ați venit să aduceți niște banane, niște roșii, da. Niște... Da. În timpul serviciului. Vă felicităm. Serviciului... Da, nici eu nu vă... Și mie. Să folosiți mașina primăriei și mie mi se pare foarte normal. Am venit și cu alte treburi. Sunt convins, dar nici n-am spus altceva, doar am remarcat... Ar trebui să vă intereseze cum arată spitalele, ce condiții sunt în... Dar ne interesează și când angajații primăriei folosesc neautorizat bunurile primăriei. Cum faceți dumneavoastră acum? Da, eu acum vin de la Consiliul Județean și am aici internat pe taică meu și am intrat... Cu mașina personală de pe viitor, vă dau un sfat. Am înțeles, dar aici nu sunteți. Nu, am... Da, păi atunci hai să nu mai discutăm și să mergem mai departe. Multă sănătate, vedeți, dragii mei, ăsta e tupeu. Asta este mentalitatea. Până la urmă am mers în interes de serviciu, dar am ieșit tata bolnav și merg până acolo. Ne cerem scuze că am întrerupt puțin discuția cu domnul Ungureanu. Să filmăm mașina Consiliului Local. Ce contează să ne și uităm a cui este? Păi nu, este a primăriei, este din bani publici. Da. Probabil domnul Iancu sau habar n-am. Poftiți? Să vedem a cui e mașina, ce... Da, și... Așa. Mi se pare civilizat să veni să mă întrebați care e problema. N-am făcut nici, n-am furat. N-am folosit mașina în interes personal, cum l-ați furat. Și ăsta poate fi considerat un furt. Și tot dumneavoastră sunteți cu gura mare și veniți înapoi. De ce, domnul Alexa? Dar de ce folosiți mașina în scopuri personale? Alexa, da. Eu am circulat cu mașina mea proprietate personală 3 ani de zile și n-am alimentat un litru de motorină. Dar nu trebuie să-mi spuneți mie. Eu tocmai v-am prins. Dacă vreți să dați... Am înțeles. O să dăm știri adevărate, nu ne faceți noastră... Da, deci acum aflăm că primarul din Căpușul Mare folosește mașina pentru el. E ok. Nu e nicio problemă. Chiar deloc. O să aprecieze votanții noastre dacă este o problemă. Da. Că folosiți mașina în mod neautorizat. Vă felicităm, domnule primar. Așa, am ajuns aici la celebra rampă. Nu? S-ar putea să ce? S-ar putea să ce? Dați-ne judecată. Sunteți un tupeist nesimțit care folosește mașina statului pentru problemele personale. Ia uitați, cu banana, cu bani. Nu, domnul primar, la revedere, dispăreți că sunteți un nesimțit. Sunteți un nesimțit. Da. Uite, tocmai acum vă fac eu dumneavoastră o mică plângere pentru tot ce ați spus. Hai, la revedere! Vedeți, nesimțirea oamenilor este oricum foarte mare, dar îl felicităm pe acest primar. Suntem aici în zona de rampe, nu? Da, aici este zona... Este zona pe unde vă spuneam că se cară mâncarea. Se cară gunoiul. Asta este rampa foarte abruptă de care vă spuneam. După ce am făcut acele filmări consecutive, cei care aduc mâncarea, sper să îi putem surprinde când suntem cu dumneavoastră, au început să găsească soluții. Și aici aș vrea să fac o precizare. Responsabilitatea pentru tot ce se întâmplă pe zona de îngrijiri, pe zona epidemiologică, pe zona de calitate a hranei, pe zona de circuite medicale, nu este doar a managerului. Managerul are niște directori. Unul este directorul medical și unul este directorul de îngrijiri. Doamna Costin, dacă o să vă uitați pe pagina mea de Facebook, când mă luptam pentru drepturile tehnicienilor radiologi de aici, când mă luptam pentru problemele personalului medical din acest spital. Era foarte activă. Îmi scria mesaje că are nevoie de sprijin, că și ei a scăzut salariul cu 900 de lei. Eu când am venit însă aici să vorbesc cu personalul, ei îmi spuneau că doamna Costin nu se preocupă de problemele lor, nu se implică, nu simt aproape. A trebuit să vin aici,
A trebuit să filmez, a trebuit să apară materiale în presă, ca această rampă să nu mai fie... Eu chiar vreau să coborâm pe această rampă. Este foarte apărăt. Uitați-vă, eu arătam cu dumneavoastră, cu siguranță aveți o cameră mult mai... Mult vreau mai să... Vreau să... găinațul despre care... Da. Pe această rampă, da, urcă și coboară morții, mâncarea, gunoiul. Pe această rampă mă și mir cum reușesc iarna sau în cazul unei umezeli sau unui îngheț imediat să urce să coboare și o adau cu sare, adică sunt foarte curios. Și ăsta este sistemul prin care Șușcă consideră, domnul Petrică Șușcă, economist și șeful Spitalului Clinic Județean de Urgență, consideră că trebuie să se desfășoare lucrurile în folosul și spre sănătatea bolnavilor. O infirmieră, dacă vă aduceți aminte, povestea despre faptul că aici seara vin, nu cred că ar trebui să vă apropiați de locul ăla, vin... Da, tocmai vedem niște urme de urină. Vin boschetarii și își fac nevoile aici. Da. Deci nu este oricum niciun fel de igienizare a acestui spațiu, care este absolut mizerabil. Deci dacă vă uitați din această perspectivă, cât de ușor era să se facă acest acoperiș civilizat. De mine, chestia aia cu boschetarii m-a îngrijorat din alt punct de vedere. Aia înseamnă că securitatea acestei locații este egală cu zero. Dacă niște boschetari intră și se urinează aici pe pereți, înseamnă că nu există securitate. Oricând poate intra un om în diverse stări de furie și să facă alte prostii. Urcăm pe aceste minunate scări ale domnului Șușcă, un management deosebit al acestui economist. Și ne îndreptăm. Gunoiul. Uitați-vă cum arată aici gunoiul. În zile trecute era plin, este mizer. Nu se respectă absolut niciun fel de circuit. Explicam că după ce se aducea mâncarea oricum cu întârziere, căruciorul se întorcea în acest spațiu și în aer liber rămânea și sub cerul liber. Găinați de ciori, găinați de porumbei. Ce să spun, sunt o grămadă de boli care se transmit. În partea cealaltă sper să mergem să filmăm la Medicală 2 de data aceasta. O să vedeți cum acolo mâncarea, resturile de mâncare rămân în boluri 24 de ore. Și în urma unor controle și cu siguranță o să puteți să primiți aceste informații de la DSP, s-a găsit salmonella. Este firește dacă nu speli bolul imediat după ce se servește mâncarea, lași 24 de ore. De ce? Pentru că bolnavii mergeau și făceau diferite investigații și la momentul în care se întorceau în salon, cei care se ocupau de masă, bineînțeles că plecau. Și atunci bolul rămânea practic de pe o zi pe alta, dus pe tăvi și locul de depozitare a celor boluri, o să vedeți, este într-o hrubă, insalubră, o mizerie totală. Ne-o poți arăta? Da, păi o să mergem în partea cealaltă. Am ajuns în față la chirurgie 1, după cum observați aici domnul Șușcă, într-un plan managerial deosebit de amplu, a organizat o parcare ad hoc pentru șmecheri. Aici nu poate parca chiar oricine, dar după cum vedeți sunt vreo 35-40 de mașini, jipane, chestii grele, SUV-uri. Este o parcare foarte frumoasă, făcută numai pentru șmecheri. Să observăm, domnul Șușcă, că are un management deosebit. Aici este un plan de design, nu vă dați dumneavoastră seama cât de frumos este această mizerie pe care domnul Șușcă o tolerează, dar își cumpără Skoda nouă ca să se fâție cu ea. Am venit aici cu Emanuel Ungureanu să discutăm primul și despre copii, dar pe mine mă interesează accesul deosebit la clinica de chirurgie 1. Practic, dacă vii aici cu tărci, cu tot felul, e cam zdânțâne. Aici este pentru clujenii care sunt atenți la materialele pe care le-am scris eu când lucram la Ziar de Cluj, dacă vă amintiți acea anchetă despre copiii care au fost împiedicați, sau haide să vorbim invers, despre medicii de aici care au fost și sunt împiedicați de Șușcă să opereze copii. Foarte mulți ani în această clinică s-au operat copii pentru că profesorul Ciuc era foarte bun la ceea ce se numește microchirurgie, adică la chirurgia pe vasele mici. El fiind cel care a pregătit o grămadă de generație de chirurgi
de chirurgie infantilă, dar care nu erau atât de buni ca el pe anumite proceduri care se făceau mai mult în afara țării sau la un singur spital din capitală. Dacă v-am amintit de Sara Maria, Sara Maria ar fi trebuit să fie operată aici. Ea venise la ginecologie 1 și Șușcă a dat poruncă la un moment dat de nerv, pentru că intrase într-un conflict cu profesorul Ciuce, ca acesta să nu mai opereze și pe lângă el niciunul dintre medicii care făceau aceste intervenții. Ce trebuie să știți, mai ales pentru Clujul Medical, ei știu acest lucru, doar reamintesc. An de zile, secția ATI de aici a fost coordonată de doamna profesor Natalia Hagău, un anestezist de talie mondială, un caracter excepțional și un profesor de o valoare fantastică. Ea pregătea anesteziști din toată țara să dea anestezie la copii. Această doamnă a fost împiedicată de un contabil să mai dea anestezii la copii, cu toate că de la oftalmologie de sus sau din alte clinici, ea trebuia în continuare să dea anestezie aici pentru intervențiile care se făceau pe ochi. Ce s-a întâmplat după ce profesorul Ciuce a fost îndepărtat de către Șușcă? După multiple scandaluri, hârtii, l-a dat în judecată pe profesorul Ciuce, mizerii incredibile. Au încercat să-l umilească, că nu poate fi umilit Ciuce de către Șușcă. Nu. Dar ce s-a întâmplat? Domnul Șușcă are niște preferați. Unul dintre ei este aici. Este vorba despre profesorul Lucian Fodor, care este un medic chirurg foarte, foarte bun și care a avut o situație gravă. Un copil de 2 ani care trebuia operat în urgență. Dar ce să vezi? Pentru că din anul 2013, de când profesorul Ciuce a cerut ca să se înființeze un compartiment pentru copii aici, terapie intensivă, ca să se pregătească pentru copii, are nevoie de personal calificat, de paturi, de aparatură, de tot ceea ce este necesar să poți să întreții viața la un copil foarte mic. Când a venit cazul de urgență, plecând Ciuce și rămânând preferatul lui Șușcă, Lucian Fodor, Șușcă a început să zică, sigur, dacă cei de la ATI vor să se ocupe de acel copil, se poate. Să remarcăm puțin că mașina Spitalului Clinic Județean de Urgență abia poate să intre din cauza jeepurilor parcate pe aici, un Mercedes, o Mazda, da? Haos total, domnule Șușcă, vă felicit. Să continuăm povestea. Da, povestea este despre viață și moarte. De fapt, din cauza unor orgolii, Șușcă a împiedicat salvarea unor vieți aici. Mergând pe proceduri, pe legi, pentru că toate legile spun că atunci când viața este în pericol, medicul este cel care decide ce trebuie să se facă pentru un anumit copil în acord cu părintele. Copilașul de 2 ani nu a putut fi operat pentru că secția de ATI aici, cu toate că ani de zile a fost pregătită pentru asta, a spus acum nu mai suntem pregătiți. Nu știu ce s-a întâmplat cu acel copilaș, nu știu cum s-au deplasat probabil medicii la chirurgie infantilă, în mod absolut inutil. Eu am vorbit tot timpul despre un principiu. Dacă Lucian Fodor, preferatul lui Șușcă, este capabil să opereze copii, trebuie lăsat să o facă. Normal. Aici nu este o chestiune cine operează copii, cine se pricepe să o facă, trebuie să o facă și trebuie să le se acorde condiții. Așa că rog pe domnul Șușcă, pentru că a plecat domnul Ciuce, să înființeze compartimentul ăla pentru copii. E nevoie de el. În beneficiu bolnavilor. Ok, am știut că o face din orgoliu, dar acum este timpul să facă ceva pentru bolnavi. Acolo, dragii mei, undeva sus, vedem sigla UMF. Este foarte aproape Universitatea de Medicină și Farmacie. Cum ar veni, tronează și veghează și legitimează dintr-o clădire de sticlă, de fițe, de milioane de euro. Domnul rector Irimie și cu președintele Senatului, marele nostru profesor universitar și chirurg de neurochirurg Ștefan Florian, sunt giranții acestui management defectuos al domnului Șușcă. Îl protejează și îl susțin pentru aceste realizări pe care le vedeți. Ce este acolo? Uite, eu nu știu. O intrare. Haideți să vedem cum arată intrarea în acest spațiu. Nu știu ce este. Probabil că zona de depozitare. Nu contează. Jeful este pretutindeni. Oricum. Filmați, da.
mizerie, peturi, mizerie, frunze. Vă asigur că managerul spitalului nu a coborât niciodată să vadă aceste locuri, însă vreau să-mi amintesc de o poveste pe care o știu de la un medic de aici. La un moment dat, domnul Șușca a venit cu mașina până aici, în ușa de clinicii chirurgie 1, și strigau de sus pacienții să lasă loc ambulanței. Și nu s-a clintit maestatea sa. Tupeul între timp s-a mai diminuat și probabil și datorită acțiunilor mele, dacă o să urmăriți de fiecare dată când am filmat ceva, a existat și o reacție din partea lui. O să mergem în clinica medicală 2 acum și o să vă arătăm locul unde a murit un om, pentru că nu a fost găsit timp de 24 de ore. O să vă rog să fiți atenți cu camera, că este o groapă aici. Să nu cumva să cădeți în vreo... Cu toate că teoretic pe aici s-a asfaltat acum câteva zile. Atât de bine s-a asfaltat încât ce este pe sub mașini nu se vede. Sunt numai gropi într-o bătaie de joc generală. Vă spuneam despre locul unde a fost găsit un om care timp de 24 de ore nu a putut fi găsit de nimeni. De ce? A fost una dintre cele mai ciudate, șocante povești, nimeni nu a plătit pentru a... De ce? De ce? E foarte simplu, pentru că noi avem întotdeauna morți fără responsabil și trebuie să moară cineva ca să se întâmple ceva. Eu am filmat foarte mult timp acolo, 2014-2015, s-a considerat că am o vedetă personală, deși această zonă este zona unde vin toți clujenii, asta este o zonă comunitară. Nu e a domnului Alexa, nu e a mea ca de deputat, nu e a cameramanului, fiecare dintre noi, cel puțin la UPU, vine aici. Iar când vine de aici, de la UPU, pentru că Șușca a distrus sistemul monobloc, să știți că ortopedul la un moment dat venea din capătul celălalt de oraș, pentru că ce a făcut domnul Ciuce? A gândit un sistem de îngrijire a politraumei unitar, în aceeași clădire fiind lângă UPU, cu hârtii administrative, cu șicane, cu ajutorul domnului Fodor, preferatului și a unei alte găști care vreau acces la sală. Accesul la sală înseamnă acces la caș. Da? S-au făcut aceste lucruri. Uitați, vine această mașină de transport Dacia nouă, s-a achiziționat după ce am făcut eu acea filmare cu acele Dacii Papug mizerabile. Deși el spune că lucrurile nu le-am făcut în interes public, o să mergem acum la Medicală 2 și o să vedeți că pe circuitul pe care l-am filmat eu ani de zile, acolo s-au pus camere de supraveghere video pe toată suprafața. Deci acum, dacă cineva nu este găsit, Doamne ferește, se poate vedea pe cameră exact dacă a ieșit din clădire sau nu, pentru că bolnavul care a murit pe niște scări la Medicală 2, o să vedeți ce labirint este acolo, incredibil, oamenii aceia, omul acela n-a fost găsit pentru că el n-a fost căutat în toată clinica. Cum să-ți dispară un om? Cum să, și mai ales să fie mort și să stea pe scări? Pe scări a murit, nu? Dacă ați văzut, acum a venit mașina domnului Șușca, asta este mașina lui personală. 74 Iisus sau da. Ceva. Un om credincios. Un om foarte credincios. Dar ne-ar bucura să fie cu adevărat bun manager. Nu are cum să fie bun manager, pentru că el n-a fost pus aici să managereze bine lucrurile. El a fost pus să reprezinte interesele unui grup. Și acel grup întotdeauna are un nume. Universitatea de Medicină și Farmacie este controlată de rectorul Irimie, de Ștefan Florian, de Băciuț și peste toate este Ioan Rus. Nu există niciun dubiu aici, nu este nicio virgulă de pus. Vreau să vă mai arăt un lucru, pentru că este clar că aceste clădiri comunic. Aici este farmacia spitalului. Aici am filmat la parter ceea ce am numit camera de gazare. Aici niște asistente și aș vrea să ne apropiem de geamuri, dacă tot suntem aici. Deci, aici, în această încăpere, care vedeți, n-are nicio aerisire. Dacă vrea să vină cameramanul, că se poate filma foarte bine de afară, da? Deci, aici ar fi trebuit să fie o hotă, da? Se poate vedea de afară cumva că există o improvizație de hotă în această încăpere. De 10 ani de zile, atenție, de 10 ani,
În această încăpere, asistentele intră fără protecție, inhalează vapori toxici, lucrează cu substanțe care au metale grele. O doamnă de aici, în timpul filmării, fără să știe că întorc camera către ea, și-a scos peruca, nu mai avea păr din cauza chimioterapiei. Nu o să vedeți direcția sanitar-veterinară care s-a venit, nu o să vedeți inspecția teritorială de muncă. Toți sunt puși acolo politic și nimeni nu ia niciun fel de măsură. În această încăpere se intoxică 6 asistente de farmacie care sunt obligate în mod abuziv prin fișa postului să facă ceva pentru care nu au nicio pregătire, ca să faci restituirea pentru citostatice, adică să pregătești substanțele pentru pacienții care au cancer, tu trebuie să ai o pregătire specială. Nu au, sunt obligate însă să intre, iar când am venit eu, au fost amenințate. Aici sunt birourile administrative, aici este doamna Golea, aici este doamna Costin, au chemat, întrebarea este cine te-a pus să vorbești cu deputatul. Când asta este datoria, obligația unui cetățean, mai ales dacă este din domeniul sanitar, eu fiind în Comisia de Sănătate, este să-mi spună ce probleme sunt, ce să vedeți. Eu nu m-am dus la mass media în secunda 1 ca să vorbesc, deși eu nu am niciun fel de probleme. Am coborât de aici cu camera după ce am încheiat filmarea, m-am dus prin partea dreaptă și am discutat cu doamna Golea, care mi-a promis, a zis că știe de aceste probleme, că va rezolva cu această hotă, care are nevoie de un filtru HEPA, adică oamenii să fie în condiții cât mai bune să nu moară cu zile, fete tinere, la care le este teamă să facă copii, pentru că le e frică de malformații. Oamenii ăștia sunt aici când vorbim noi. Să mai observăm puțin și că intrarea, chipurile se face aici pe bază de cartelă. Oricum intră cine vrea, iese cine vrea pe aici. Haos total. Mergem spre medicală 2. Nu, dar știți ce e interesant? Că am plecat din zona, că domnul Șușcă spune, domnule, trebuie să facă spitalul regional, nu sunt bani să investim. Eu am filmat o junglă. O junglă incredibilă. Nu știu dacă o să putem, dacă o să avem timp să filmăm grădina cu trandafil de la dermatologie, ca să vedeți ce înseamnă un portar care vrea să facă lucrurile frumos pentru el, a plantat trandafiri, i-a curățat singur, pentru că i-a păsat. O să vedeți cum a început lucrul la această curte de la pavilionul nou, sau cum o știu, clujenii medicală 2, cum s-a curățat un pic acolo prin față și în rest mustește gunoiul peste tot. Gândiți-vă că Șușcă este membru într-un chestie de asta pseudomasonică, club nu știu care, da? O să vă arăt fotografii cu oameni de afaceri. Păi dacă tu ești gospodar și te interesează, fă ce face Stamatian. Și uite, Stamatian, știți foarte, foarte bine cât de antagonici suntem noi și nu politic, ca oameni, stăm din altă lume, avem complet alte viziuni asupra vieții. Tipul ăsta de clădire vechi, el cu efortul, cu sfărării, e treaba lui, a făcut la ginecologie unul ca aceste clădiri vechi să arate decent și înăuntru să fie modernizate. Nu se putea face bucată cu bucată un oraș cu 270 de milioane de euro. Nu putea să facă din aceste clădiri să fie, cum să zic, cochete. Englezii fac asta cu clădiri din secolul XIX. Au clinici ultramoderne și păstrează arhitectura, dar rad la zero frumos, reconfigurează și fac ceea ce trebuie să facă. Dacă vă aduceți aminte, spunea domnul Șușcă că el din economiile pe care le face, atenție, face economii, da? În condițiile în care arată clădirea, în harul în care arată, sunt infime puține, a asfaltat acest spațiu. Ei, ce vă spun eu? Că economiile se fac pe spinarea bolnavilor. Eu am fost internat în chirurgie 1 de 2 ori, am fost operat și mi-am cumpărat tot. Fașă, spirt, tot, da? Tot. Iar pacienții curg de aici pe unde vin salvările și alimentează cu bani aceste farmacii care sunt pe clinicile. Ca să nu vă spun că pacienții vin cu punga, cu sânge, cu punga cu dren, intră aici, circulă liber și se întorc în clinici, pacienți, medici, într-un haos generalizat. Asta face
face... Să salutăm pe domnul Șușcă, acum a plecat, și doamna Monica Costină. E zi scurtă la Spitalul Județean. Ca regulă nu pleacă la ora, la ora 8 sau la ora 9. El pleacă în jur de ora 10. Deci el din instituție mai mult de 2-3 ore nu o să-l găsiți veci. Deci, oricum, nu poate să-l verifice nimeni. Asta e avantajul patronului de spital. Este propriul lui șef. Nu are cine să îl controleze. În schimb, o să vedeți cu ce întârziere vine mâncarea. Iar el la ora 1 pleacă, habar n-avem unde. Repet, când te știi că ai protecție politică, faci ce vrei tu. Este șeful. Uitați-vă însă la... Vă dau alte modele. Uitați-vă la managerul Institutului Inimii. Uitați-vă la managerul de la spitalul, de la Institutul de Gastro. Uitați-vă la managerul de la Institutul de Transplant, care într-un timp record a reușit să reducă datoriile. Vine la București, stă noaptea. Oameni care se îngrijesc și cărora le pasă. Și care să facă ceva pentru comunitatea medicală și pentru pacienți. Hai să mergem spre Medicală 2. Am intrat la Medicală 2, să vedeți managerul Șușcă reușește să facă minuni în ceea ce privește inovarea în design. A făcut acest acces pietruit. În schimb, l-a durut fix în cot de... Ne iertați, vă rugăm. L-a durut fix în cot de restul cum arată. Practic, este un maidan. Un maidan care ar fi putut sau poate fi transformat într-o grădină superbă, cu băncuțe, cu acces pentru bolnavi, să respire și ei, dar nu este. După cum vedeți aici, ca în multe clădiri din România, spitale, s-a pus la jeg termopan. Deci o să găsiți în foarte multe stații niște băieți deștepți, șmecheri, ca pe lângă aceste putreziciuni de clădiri, uitați-vă, plin de porumbei care stau la geamuri, ăia găinață, dar avem... Și uitați ce frumos a organizat fumoarul, aici managementul este superb, jegul e la el acasă, să ne uităm și partea asta altă de grădină superbă, ăia de la Versailles, cred că își dau lame când văd atâta design și atâta frumusețe, cum face, ca în vestul sălbatic. Circuitul pe care merge mâncarea, da. Că de fapt mâncarea când merge de la, când vine aici, de acolo, de sus, acolo este bucătăria. Apropo, la bucătărie au leșinat două bucătărese. Din cauza căldurii? Din cauza condițiilor infernale și din cauza că sunt puține, sunt 15 locuri neacoperite acolo, de asta și întârzie mâncarea. Nu o să vedeți pe Șușcă că se plânge, că dacă se plânge, PSD-ul schimbă. Uh-huh. Deci, el nu e mulțumit că nu-i vine personal, dar personalul nu vine datorită salariului mizer. Și aici intrăm pe o altă zonă, plină de mașini, plină de tot așa, parcări. Tot spitalul județean este. Da. Parchează cine dorește aici, cine e șmecher. Nu se pot găsi bani pentru a asfalta în mod decent acest lucru, pentru că nu se pot găsi. Domnul Șușcă este bietul de el. Uitați ce cratere avem aici. Aici se vine și către Institutul Inimii. Imaginați-vă o ambulanță cu bolnav și încercați să empatizați. Bolnavul puteți fi voi. Da? Nu este așa că li se întâmplă altora. Uitați-vă cum arată această zonă și uitați-vă clădirea, cum este a căzut tencuiala până la cărămidă. Imaginați-vă în acel salon ce infiltrații sunt și ce bacterii, în acel colț. Uitați-vă, geamurile sunt putrede că pică. E inutil să mai întrebăm pe unde e DSP-ul. Unde e DSV-ul, pe unde sunt factorii responsabili să verifice condițiile în care stau pacienții aici și în care lucrează personalul medical, pentru că ei sunt ocupați cu șprițurile europene și cu congresele. Și aici este un haos de nedescris, la fel ca și dincolo. Nu că o să vedem spontan, dar nu știam. Pe locul unei persoane cu handicap, de fapt sunt două locuri pentru persoane cu handicap, unde ar trebui să vină de obicei ambulanța. Da? Parcare rezervată, ambulanță, nu blocați accesul, uitați acces blocat, uitați mașini private, peste tot.
Iar aici este, aici este zona despre care, în care am filmat, dacă vă aduceți aminte, și care a putut fi renovată. Asta este zona, este spitalul unde a murit un om pe niște scări și care nu a fost găsit 24 de ore. După ce am făcut acea filmare, iarăși în interes public, în interes comunitar, nu ca o vendetă personală împotriva lui Șușcă, uitați-vă cum s-a putut face. Haideți ca să vedeți. Sigur că această cale de acces încă nu este. Uitați, spontan o să vedeți unul dintre cărucioarele cu care sunt aduși bolnavi de la reumatologie. Uitați-vă, o să scot afară ca să poată fi filmat mai bine. Uitați-vă în ce hal este rugina pe el. Gândiți-vă iarăși că Șușcă este membru unui club pseudomasonic din Cluj, care ar fi putut să alimenteze cu 100 de cărucioare aceste spitale noi. Uitați-vă cum arată un cărucior la reumatologie. Este o rugină, este o mizerie cu care infirmiele trebuie să care și pacienți. Mulțumesc. Deci, uitați-vă în ce hal arată un cărucior cu care trebuie să se chine asistentele, pe care le-ați văzut spontan. Nu poate să spune cineva că l-a adus eu aici. Da? S-a renovat aici. Trebuie să vă zic că tarchetul este plin de jec și praf. Bun, mizeria este la ea acasă, dar iată camerele, care n-au existat până acum. Dacă moare cineva, se poate. Până nu murim... Dar încă o dată mă frapează, uitați, tarchetul ăsta, nu-ți spus, dar este jegos, nu puteți vedea nuanță, aceste bănci, banchete înfiorătoare de 189.000 de ani. Vă spuneam că cei care sunt, care vin la reumatologie aici, să spunem că ai o problemă gravă, știți cum ajung sus? Este un circuit infernal. Eu am propus să se facă o rampă pe aici, nu? Cum ar fi logic, care să comunice cu cele două etaje. Mi s-a spus că nu se poate face tehnic. Nu am nicio dovadă în acest sens. Asta este zona unde a fost incendiu. Deci pacientul este dus pe aici, ca să ajungă la etajul 1, și se duce până în capătul celălalt. Face stânga la un lift și țineți-vă bine. Trece prin terapie intensivă la ORL, adică și infirmiera care duce bolnavul și bolnavul sunt îmbrăcați complet din cap până în picioare, că intră într-o zonă care ar trebui să fie septică, dar cât poate fi de septică? Pentru că căruciorul ăla cu care e dus pacientul e ruginit și vine de afară. Deci ei se îmbracă din cap până în picioare, trec prin secția de terapie și ajung la reumatologie. Deci atenție, ca să ajungi de la parter la reumatologie, pacientul trece printr-un circuit infernal, făcând un ocol, până în secția de ATI de la ORL. Și în mod ironic, așa, să fiu numit această etichetă, managementul calității serviciilor medicale... acestui spital. Fiecare spital este obligat să aibă acest management, ca să nu mai spun că este o căpușă extraordinară de care mă ocup de foarte puțină vreme, dar o să mă ocup foarte temenic, a lui Vasile Cepoi, numit Agenția Națională pentru Managementul Calității în Sănătate. Muriți! Pentru un spital ca ăsta se iau o groază de bani, miliarde, ca ei să constate ceea ce constatăm noi gratuit, jegul. Uitați-vă banchetele. Aceste banchete, vreau să vă spun că au fost recuperate de la Institutul de Transplant. Acolo s-au schimbat prin efortul unor particulari și au fost bune aici. Second hand, lasă că dacă nu e de niciun fel, mai bine este ceva. Uitați-vă de la Clinica Lucană. De final, pentru că nu mai avem foarte mult timp pentru această emisiune, tu ce crezi că ar trebui să se întâmple cu tot ce înseamnă aceste locații? Trebuie ele incluse în spitalul regional. Ăla va fi o altă funcționalitate și o altă dinamică. Aceste spitale pot fi renovate temeinic. Deci se rade tot și se pot face. Unde se pot face? Unde nu trebuie demolate și construite noi. Uh-huh. Pentru că noi nu ne permitem să ne uităm la aceste clădiri, ca la niște clădiri
monument, să murim ca niște muște de infecții nosocomiale, dar să spunem, de la monumente n-am primit aprobare, dar dacă a murit tata asta aia, atâta o avut zile. Deci noi suntem într-o fractură de logică fantastică. În Cluj, în Clujul asfaltat se circulă ca în palmă pe toate axele, da? Nu mă refer la cele secundare, iar clădirile medicale sunt înconjurate de alei care sunt pline de gropi. Și cred că va trebui să mergem pe partea cealaltă ca să vedeți cum arată lifturile. Okay. Cum arată lifturile cu mâncare în acela loc. Da? Unde suntem aici? Aici suntem pe calea de acces care duce mâncarea în medicală 2. Această cale de acces, unde este măturoiul ăla din spate, unde este jegul ăsta împuțit, aici se pun tăbile. Dacă poate veni camera aici, uitați-vă ce jeg este aici. Deci, uitați-vă ce jeg. Aici se pune mâncarea, da? Aici se pun tăbile. Uitați-vă la jegul de aici. Deci, dacă pui mâna, se lipește. E strat gros de jeg. Dacă v-ați uitat la parter, pe unde este controlul managementului calității. Uitați-vă cum arată zona de depozitare a mâncării. Uitați-vă la rugina de aici, extraordinară. Dar haideți să vedem cum arată casa lifturii, cum se cheamă. Pe aici, ar trebui cu niște tăvi, imaginați-vă dacă vedeți în filmare, eu am filmat pe Facebook, așa intră cu tava. Eu fiind mai grăsuț, chiar mai gras, de-abia intri cu tava. Da. Haideți să... Nu, încă o dată deschide, te rog. Da? Deci, aici este o orar de utilizare și ce este incredibil este că e un orar în care se presupune că cineva a curățat acest lift. Atenție, este un orar cu semnături. Uitați-vă aici jegul din interior. Și uitați-vă aici. Filmarea, eu am făcut-o ieri, voi ați venit după 24 de ore. Uitați-vă ce este în casa liftului. Și dacă puneți mâna, din păcate, nu pot și cei care urmăresc acest material. Aici este o chestie de lemn putredă. Deci, aici n-ai cum să igienizezi. Mâncarea merge pe aici, dragii mei, telespectatori. Deci, atenție către reumatologie merge. Și uitați-vă cine sunt responsabili, că e foarte simplu. Șușcă mai este, doamna Ghervan nu mai este, doamna Costin de la îngrijire... Mai înainte a plecat, mai înainte la serviciu. Era cochetă, spălată, da. Curată, apretată. Și atenție, șef, compartiment epidemiologic fără Iandana. Doamna Fărăian, dați-vă demisia, deci, măcar dumneavoastră. Doamnă, această doamnă Fărăian avea o anumită protecție. La momentul în care am filmat eu circuitul exact aici al mâncării în 2014 sau 2015, nu mi-aduc aminte, ea n-a primit nici măcar amendă, atenție, de la DSP. Când au venit să se dea amenzile cu buletinul, i s-a dat înapoi pe la spate buletinul. Asta s-a întâmplat. Și aici este cică orarul de curățenie. Suntem, dragii mei... În aceste navete se cară mâncarea. Dacă ați văzut, sunt abandonate pe jos, apoi sunt luate și puse pe cărucior cu altă mâncare. Ai grijă cum ieși de aici, dragă colegule, că... Uitați-vă ce acces pentru mâncare. Da. Că abia reușim noi să ieșim. Se închide capotița cu mici. Da, suntem într-un incredibil tunel. Kafka, să știți că nu și-a putut imagina un asemenea jeg. Ce să zic, de coșurile de gunoi de acolo. Dar jegul de aici este reprezentativ pentru tot ceea ce înseamnă circuit al mâncării, al pacientului, al bolnavului, în toate clinicile de aici. Și este reprezentativ și pentru managementul marelui domn director Șușcă Petru. Dragii mei, Emanuel, mulțumesc pentru acest ghid turistic trist pe care ne l-ai făcut, foarte trist, pentru că nu mi-aș fi închipuit niciodată că lucrurile pot să devină și mai rele, dar uite că domnul Șușcă ne demonstrează zi de zi. Dragii mei, orașul de 5 stele pe care le reprezentați are nevoie de asemenea excursii. Noi la televiziune o să facem cu Emanuel Ungureanu și o să facem în curând și o vizită în cartiere ca să vedem ce găsim și acolo, că mai avem un manager extraordinar, pe domnul Emil Boc. Vă invit să urmăriți emisiunea NCN și să nu uitați că toată mizeria asta de aici este pentru că dumneavoastră ați votat greșit. Ați votat oameni incompetenți. O zi minunată!